Salutare lume, sunt Andrei de pe GameTrek.ro, iar astăzi ne jucăm The Long Dark, episodul 6. În episodul 5 am ajuns în această frumoasă peșteră, iar acum o să o parcurgem și o să ajungem într-o nouă regiune, unde hopefully o să reușim să ne stabilim o bază și o să avem mai multe resurse decât în regiunea precedentă. A, uite, deja am găsit un cerb și o să-l mâncăm. Dar mai încolo. Așa. Cred că ar trebui să prindem lampa. Se cam întunecă pe aici. Nici nu știu dacă luăm bine. Dar cred că e ok. Uite ce lumină frumoasă. No, bun. Stânga sau dreapta? Mergem pe dreapta. Și mai bine mergem în stânga. Deci data viitoare o să luăm tot în stânga. Pentru că acum n-am avut noroc cu dreapta. Ah. Ce faci, mă, nene, mă? Ce ne dai? Hai, dă-ne ceva bun. Asta nu... Deja simt cât de multe resurse o să avem pe noua zonă. Simt. Energy bar, campfire... aici a stat săracul ăsta și a murit. Și de aici cred că o luăm în sus și ajungem. Da. Cred că ăsta e drum. E ok. Cred, da, pe aici e drum. Nu știu, lampa asta nu prea își face efectul. No, bine, și-l face. Dacă am stins-o, e beznă. Cred că pe aici. Mi-ar lipsi să ne întâlnim cu un urs. Odată am întâlnit de jocul ăsta cu un urs, de atunci eu am încercat să-l vânez. Ci că trebuie să-l împuști în cap măcar de vreo 2-3 ori, ca să-l omori în cap. Cu pușca, că altfel nu-l omor, nu mă-l rănești. I-am dat una, bineînțeles că nu în cap. A venit, mi-a dat o bătaie, a făcut un mini revenant cu mine. Tot eram DiCaprio. Și după aia, bineînțeles, i-am luat pușca, că nu m-am urât de tot. Am luat pușca și i-am arătat lui cine-i șef, am mai tras odată. A venit, mi-a dat două bucăți, somn, ceau, s-au dus 10 zile sau ceva de genul de supraviețuire. Nu-mi place. Înapoi în peșteră. E prea urât afară. Adică urât e ceață și nu vreau să mă duc pe ceață, nu vreau să mă pierd, că zona asta e mare. Deci, o să facem aici un foc. Și o să punem... Să punem, cum îi zice... Sacul de dormit. Și... Cred că avem ceva mâncare. Da, avem astea. Putem să gătim și supa de roșii. Când văd tomato soup, mă gândesc la jocul ăla 60 seconds. În care trebuie să supraviețuiești după ce cade o bombă atomică și rămâi într-un beci și ai o grămadă de tomato soup. Supă de roșii. Hai să dormim 5 ore. Da. O să dormim pe daylight și după aia e nasol. Deci cred că o să dormim și o să ne petrecem timpul aici.
da, e sete. Uite, mai avem un pește. Și o să dăm pe best time vreo 4 ore. Nu vreau să mă pornesc pe întuneric. Să sperăm că o să găsim o pușcă. Vreau o pușcă. Am destule gloanțe. Și vreau o pușcă. Mă, ce de calorii are carnea asta? Nu știm cât mai e întuneric afară, dar noi ne punem la somn. 5 ore. Cred că putem da best time o oră sau două și ne pornim. Oh, you have survived 9 days. E ok? No zile și ăsta e episodul 6. Hai că nu-i rău. Eu credeam că după maxim 5 zile, pa. Dar se pare că nu m-am făcut chiar așa de râs. Ne pregătim să ne mișcăm. Ce de calorii, mă. Asta are mai puțin, o băgăm pe asta. Că astăzi suntem la regim. Best time 1 hour. Daylight. Perfect. Pick up. Avem flare, avem flare. Îl pregătim. Pe unde ieșim? A, pe aici ieșim. Leaf cave. Uite ce frumos e afară, ce frumoasă e zona asta și uite căprioarele și... Uite ce frumos e aici. Nu? De ce n-ar fi frumos aici? Dacă ieși dintr-o peșteră după 2 zile, hai nu două, o zi jumate de... rătăcit. Rătăcire în vederea supraviețuirii, atunci e bine. Dacă găsești cerbi și căprioare, primul lucru, e bine. Totul e să nu greșim drumul. Cred că am putea să spargem astea, să avem lemne mai încolo. Hai să-ți dau un topor. Nu vrei să-ți dau un topor? Nu este nimic pe aici. Opa. Not bad. Deși e cam frig. Dacă vrem să luăm carnea de pe ăsta, ar trebui să facem foc. Hai, 13 minute nu e mult. Aia ce ziceam. Hai să... Încotro-l-o. Nu știu. Ar trebui să vedem un turn mare pe undeva. Nu știu de ce iau atâta lemne. Dar uite, aici sunt lemne. Dincolo, cât trebuie să caut lemnele? Ăla e un urs? Uite ursul. Ăla e un urs. Îl vedeți? Uite acolo. Uite-l. Uite-l. Acolo unde e flare-ul. A? Da. Nu vrem la urs. Dar cred că pe aici, în sus. Uite, e purașul. E purașul. Aici, în sus, cred că ar trebui să fie turnul ăla. Aici, pe dealul ăsta, cred. Ce? Poate m-am pierdut și murim de frig pe undeva. Pe
După ce ne-am chinuit atâta să ajungem aici, a, uite, gata. E bine. Să sperăm că sunt și resurse. Mai putem să... Nu mai putem nimic, ne ducem direct dacă nu vrem să murim de fric pe drum. Să fim atât de aproape și totuși atât de departe. Ursul cred că era după stânca asta un pic mai jos. Și am ocolit un pic. Oare ce o să găsim în... Sper să găsim lucruri bune, să ne fie folositoare și sper să fie o grămadă de mâncare. Sper să fie multă mâncare aici. Dar pare un loc bun de bază, așa sus, are gard, bine, are gaură în gard, dar totuși e ok. Nu știu pe ăsta, oare poți să urci? De fapt, de ce vrei să urci? Să te arunci în cap. Lemne sunt afară și putem face foc afară. Uite ce frumos e aici înăuntru. Hai să... facem un pic de lumină. Și așa o punem acolo. Și o să lutărim camera asta, așa pe o să ne depozităm lucrurile aici pe jos, pe... Multă lume când se joacă jocul ăsta folosește țertare și alte chestii și mie îmi place să le pun pe jos, să le văd. Să știu, uite, acolo mai am 4 cutii de suc, acolo am aia, acolo am aia, acolo am aia. Da... Nu știu, așa îmi place, decât să... Pușcă, pușcă, avem pușcă, avem pușcă. Da. Uită-te la ea. Vă-s-o. Prima dată când am avut pușcă, bineînțeles, am găsit o pușcă, după aia am găsit și gloanțe și m-am dus eu să mă bag cu lup. Și așa bun am fost că n-am încărcat-o, am crezut că gloanțele se pun automat. Și n-am încărcat-o și când am dat să trag, m-am omorât lupul. Păi dacă avem pușcă, restul nu mai contează. Suntem vânători, nu mai suntem vânați. Nu mai suntem vânatul. Cum o să facem legea? Și cred că avem și destule gloanțe. Avem ceva gloanțe. Can opener. Hai să căutăm aici. Asta ce am căutat, aici am căutat, aici am căutat. Ok. Pe aici nu e nimic. Nimic. De obicei multe lucruri sunt puse pe jos. Și mai îmi dai încă 5 gloanțe. Deci aici am luat cred că 5 gloanțe și cred că mai găsit pe jos unul. Deci 6 gloanțe plus pușcă. Locul ăsta e genial. Hai să... Aici o să punem lemn. Drop all. Sticks-urile punem aici. Drop all. Zic camera de depozit. Așa. Ce avem, ce ne îngreunează? Medicamente și prostii. Bine, dacă vrei să fii șmecher, poți să le aranjezi frumos, gen... Așa. Stai, nu. Cum faci? Drop. Și, uite așa, și pui, uite, zici, uite aici îmi pun medicamentele și le pun așa frumos. Și, uite, exemplu, asta o putem lua și o punem aici, uite ce frumos, o punem aici. Dar noi nu ne ocupăm cu chestii de genul. Nu le punem pe jos. Uite-te câte painkiller am, 20 de cutii, sau 20 de tablete, 20 de tablete. Și de astea de apă am destule. Am pușcă. Hai să punem toată mâncarea la un loc. O să punem în camera asta.
Bine, după ce curățăm camera asta. Deci avem pușcă. Episodul următor cred că nu o să vânăm cerbi. Avem și din aia de curățat pușca. Din asta e prins foc. Mâncarea aici este o grămadă, putem să punem și mâncarea noastră să stea la un loc. Uite câte sucuri am. Uite-te numai. Nu ca așa nebunii să le pun pe toate acolo. Da, hai că încercăm. Zici că suntem gata de un lamp party. Mai trebuie să sunăm băieții, uite avem suc. E mâncare. Uite bă câte sucuri. Și stai aici, bă, avem și apă. Drop. Nu-mi place că sticla de apă e neagră. Deci nu-mi place asta. Bine, nu e chiar neagră, dar așa pare și nu-mi place. Zici că e o travă. Deci... și mai este acolo, mai este... Mai este încă un... încă 5 rounds. Deci... e super. Nu știu ce poate să fie mai ca lumea. Avem mâncare, avem apă, avem glonțe. Cred că putem rezista aici câteva zile. Și după aia putem să ne continuăm drumul. Și dacă ne întâlnim cu lupul, cu ursul, ciao! Nu? Deci sunt super happy că am ajuns aici. E o realizare mare. Dar cel mai happy sunt de chestia asta. 20 de glonțe am. 20 de glonțe plus alea care le-am pus, cred. Sunetele sunt cam ciudate, dar avem pușcă. Nimănui nu-i pasă. Aici am lutat tot. Hai să punem tot de mâncarea într-un loc. Drop, 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 drop. Mâncare o să stea pe raftul ăsta și băutură mai sus. Bine, astea ar trebui să le punem, nu știu, acolo pe gresie. Ce bază faină avem acum. Deci zona asta e faină. Cât am umblat? 4 episoade am umblat să căutăm o pușcă. 4. Hai, dacă punem și episodul 5, că am umblat să venim aici, da. 4 episoade am căutat o pușcă. Și uite de ce avem acum mână. Avem pușcă. Bă, ne e sete și suntem obosiți. Hai că ne... te culcam vreo 6 ore?
Și putem să dăm pe stai mâncă la vreo 6 ore. Cum ar trebui să bem apă? Dar nu bem, că... Na. De ce? Drink. Foame e? E foame. Nu e foame. Că aș vedea, uite, câte chestii avem. No, bun, ce mâncăm? Avem de unde alege. Deși cred că mâncarea o să se termine mai repede. Așa. Putem dormi 8 ore, nu prea cred, dar... După ce se face zi, o să ne reparăm echipamentul din nou. Am văzut că am găsit ceva cizme din care putem lua pielea să ne reparăm cizmele noastre și o să ne reparăm tot echipamentul. Ca după aia să putem merge la vânătoare și alte chestii fără probleme. Să fie mai ok la frig. Și e bine, am ajuns aici, e bine. Pe harta asta ca zone importante mai sunt cred că vreo este un hambar, un barn și o farmhouse. Acolo mai sunt multe multe lucruri și după ce trecem pe acolo, bine, în câteva zile și câteva episoade, cred că o să putem să ne continuăm călătoria spre o altă regiune. Din câte am înțeles, cea cu highway e foarte bună. Este ceva insulă acolo și e foarte ok acolo să supraviețuiești pe insula aia, că sunt iepuri, sunt cerbi. Și e ok să supraviețuiești acolo, deși în jurul ei un lac înghețat unde sunt mulți lupi, dar cum avem pușcă, deci nu prea contează. Ah, e daylight. Super. No, bun, hai să vedem ce luăm de aici. Luăm cargo pants. Aici am văzut boots. Hai că-i luăm. Și... Care sunt mai buni? Bineînțeles, ăștia care... Cred că mai bine distrugem... distrugem... cizmele noastre și le reparăm pe astea pe care le-am găsit. De când le-a reparat? Uite, iar pantalonii ăștia ne trebuie cloth. Cum facem cloth? Aici mai era ceva chestie. O să spargem ceva haine de care nu avem nevoie și ne facem cloth. Mai, uite asta. Asta cred că o să țină de cald. Hai să vedem. Harvest. Harvest. Tot ce nu o să folosim, o să... Este până acum, n-am dat equip la mănuși. Suntem buni.
La asta o să mai dăm Harvest și la... la bluză. La bluză aia. Asta. Așa. Și acum reparăm mănușile. Sută la sută, cupăm și de șapcă. Bine, hainele mi s-au stricat atunci când ne-a bătut lupul. Și după aia când am căzut de pe stânca aia un pic. Cât e la sută șapca asta? Nu știu, da, mai reparăm. Și fularul? Să bem niște apă, că... nu prea mai avem apă. Da, nu e problemă, facem foc afară, rezolvăm tot. Așa. Ne ocupăm de pantaloni ăștia. Ce, nu mai avem cloth? Incredibil, nu mai avem cloth. Am văzut undeva pe aici, cred. Nu. Work boots. Empty. Emergency steam. O să mergem până afară să gătim mâncarea asta și să... și să facem ceva apă. Hai să vedem ce mai putem sparge ăsta. Noi trebuie scaun și așa nu vine nimeni în vizită. Never been so hungry in my life. Vai, mult de plânge. Bea și tu două sucuri dacă ți-e foame. Ha? Ha? Da. Hai să mergem să facem focul ăla, să ne facem mâncarea și apa. Cred că ne ajunge. Mâncarea am luat-o, nu? Da. Oricum erau ceva lemne și afară. A, aici. Mă simt ca și un boschetar din ăla, cum vezi în filmele americane, cum stau așa în... între blocuri și... își fac foc de ăsta. Start fire. Dă-i pe foc. 4 ore de foc. Cook. Și o să mai facem și apă. O să lucrăm până se termină focul, adică 4 ore aproape. Trebuie să facem 10 litri de apă. Eventual mai punem pe foc dacă nu ne ajunge focul. Da, nu cred că o să ne ajungă focul. Așa. Și boil. A. 10.
Nu, da, uite, se fierbe repede, oare pentru că a crescut și temperatura? Și mai putem să facem măcar 2 litri, cred eu. Durează mai mult meltul decât fierberea, what? Și boil 2 litri. Să cum ar trebui să avem undeva la 12 litri de apă, ceea ce o să ne ajungă. Și ironia lui e sete, dar el tocmai o purifica 12 litri de apă. Ok, uite, deja e întuneric. Ne depozităm apica. Mi se pare că e și foame. Da, îți oferim o cină corectă. Așa. Și felul 2, același lucru. Și ne punem apa aici pe jos o punem. Drop. Zic că 3 litri pot să rămân la noi. Cam așa. Hai să vedem cum arată tapa. Hai, nici nu e chiar așa de multă. Da, uite, suntem pregătiți, avem resurse. Și dacă apar probleme, una, două, putem să... să... omorâm o căprioară sau ceva de gen, pentru că avem pușcă. Mai arăt o dată pușca, sunt mândru de ea. Bine, n-am cum, că e întuneric. Da. Pățești? No, bine, lume, ăsta a fost episodul 6, da, episodul 6. Vă mulțumesc pentru că v-ați uitat. Dacă v-a plăcut, dați vă rog un subscribe sau un like. Și ne vedem la episodul următor, unde o să pornim să explorăm și să ne testăm pușca, dacă tot am găsit-o. Ciao!